O adevărată catastrofă pe șine a fost evitată în ultimul moment. Două trenuri au fost la un pas de ciocnire între Roșiori de Nord și Caracal. acestea, acestea au fost puse față în față pe aceeași linie, iar la doar câțiva metri s-a întâmplat o eventuală tragedie. Vatmanii celor două trenuri au reușit să rămână calmi și au depus eforturi considerabile pentru a evita o adevărată tragedie în ultima secundă. Una dintre liniile feroviare se afla în lucru, iar garniturile au plecat separat de la stații diferite, dar s-au întâlnit pe același drum. O asemenea greșeală de organizare a pus în pericol 250 de vieți care se aflau în unul dintre cele două trenuri. Traficul feroviar a avut de asemenea de suferit, iar călătorii au fost nevoiți să aștepte ore în șir pentru reluarea traseului. La fața locului s-au deplasat de urgență polițiștii, dar și o comisie de anchetă pentru a cerceta cauza exactă a, incendiului, a incidentului feroviar care putea fi fatal.